fi bani băgați. Mai dacă curăție. Faceți liniște, poți să încep. Gata, ai curățenie. Hai că trebuie. O cameră de zi într-o reședință de vară din Camelot Me. O femeie drăguță, cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani, stă pe un scaun mare la lumina unei lămâi și cârpește ciorap. Este toamna... La lumina unei ce? Lămâi! Așa scrie. Păi, eu respect textul. Da, da, da. Iulian! E lămpi, probabil. Deci, deja ai distractat. Eu bănuiesc și ce a băut Sauvignon Blanc, fiindcă are ăsta citric. Bun, și voi nu știți acasă, dar hai. Hai că stau cu suie. Dar chiar tu ești singur care rămâne. Era aia, stinge lampa, stinge lămâia. Ai remarcat așa, dar acum e văzut cu suie. Bine, Roxy. O femeie drăguță, cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani, stă pe un scaun mare la lumina unei lămpi și cârpește ciorap. Este doamna Arthur B. Robinson sau, ca să-i dăm tot numele, Guinevere. Îmbrăcată într-o rochie ușoară de vară și stând cu picioarele pe un taburet, dezvăluie niște glezne acoperite de ciorapi de mătase. Yes. E o mătase plăcută de vară și nu te poți întreba de ce o femeie așa de atractivă trebuie să stea acasă și să cârpească ciorapii soțului când sunt atâtea lucruri interesante de făcut pe lume. Tânără care stă la ușă. Tânăra care stă la ușă. Zâmbind amuzată, pare să se trebe același lucru. Numele tinerei este Vivian Smith. Bun. Și acum începe... Hai, salut, voi două. Cu tupeu. Salut, Vivian. Intră. Eram în trecere. Intră și consolează-mă un minut, două. Vezi cu consolatul. Iar e Arthur la New York. Ia loc și vorbește cu mine. Nu te-am mai văzut o groază de timp. Mă tem că am altceva care îmi absorbe energia, Gwen. Te las să ghicești. Dar nu o să pretinzi că te dedai la artă la ora asta târzie din noapte. Aș putea să pretind asta, dar nu o să fac. Nu, Gwen, dragă, nu urmăresc idealuri artistice, urmăresc un bărbat. Nu vorbi ca o femeie dintr-o piesă de George Bernard Shaw. Îmi place exprimarea asta prețioasă, că... Urmăresc. Zici tu că ești îndrăgostită, ca orice ființă umană civilizată. Ia o țigară și povestește. Până la urmă, nici nu știu dacă sunt atât de civilizată. Mă știi, Ben. Când pictez, pictez eu ca o doamnă? Sau ca o sălbatică? Poți să faci pe sălbatică după cum dorești. Dar nu-mi spune că mergi pe chestia asta modernă, de dragoste liberă. Pentru că nu te cred. Nu ești atât de năroadă, Vivian. Nu, nu sunt. Nu sunt neroadă deloc, Ben. Știu exact ce vreau și asta nu include a fi repudiată de familie și a-mi vedea imaginea în searele de dimineață. Dragoste liberă? Puf, că duși de puțin. Vreau să mă mărit. Duși de puțin. Hai să nu se aplaude pentru artificiul ăsta. Și un par de rotel. Lui Dumnezeu, cine? Este posibil să nu fi bârfit nimeni despre asta? Chiar n-ai auzit? Nici măcar o silabă. Atunci nu spune în ruptul capului. Dar de ce? Pentru că o să crezi că sunt neobrăzată să-l vreau chiar pe el. Ai durea. Nu știu niciun mascul prin părțile astea care să fie destul de bun pentru tine, Vivian. Mulțumesc, draga mea. Asta cred și eu în momentele mele mai calme. Dar, în general, sunt înnebunită de el până la umilință. Și care e problema atunci? Nu simte același lucru? Nu par ca una care e victima unei pasiuni fără speranță. Oh, e cât se poate de îndrăgostit de mine. Nu-i problemă. Dar nu ar vrea să fie. Spune că a fi îndrăgostit interferează cu munca lui. Ce prostie. Nu știu ce să zic. Cred că a fi îndrăgostit de mine înseamnă pentru oricine să cam interfereze cu munca respectivului. E una, așa sper. Eu nu interferez cu munca lui Arthur. Așa, mai înțepată, mai înțepată. Înțeapă și scrie care mai înțepată. Mai înțepată, mai nu, mai înțepată. Eu nu interferez.
Eu nu interferez cu munca lui Arthur. Așa. Arthur e profesor de, de filozofie. În plus, Arthur scrisese o carte și era la clasa lui când s-a îndrăgostit de tine. Eu am de face cu un bărbat care încă are treabă de făcut. Crede că dacă are avea încă vreo 3 ani de liniște și pace și muncă asiduă, ar scoate ceva deosebit. Mi-a spus-o pe șleau că de la, ca de la artist la artist. Îmi dau seama cum se simte. Bănuiesc că una ca mine îl poate distrage rău de tot.